că eu n-am mai coborât, știi? De pe margine? Da. Dar încă mai pot să iau, că iară vine ploaia. Adică, eu iau copiii de la școală și adu de... Nu pot să zic aproape zilnic, dar de obicei îmi place să fac anumite trasee care pentru relaxare, pentru a sta în natură cât mai mult și a mă simți bine și plăcut. Și nu mi se par ok aceste lucruri, gen aruncate gunoaie pe marginea drumului și inclusiv pentru oamenii care trăiesc în zonă sau viitorii copii care îi vom avea și vor dori să... Cred că este ca o boală a pământului. Ne gândim că toate lucrurile astea o să ajungă în sol și din sol în apă și mai departe noi vom bea sau vom consuma anumite legume cu să vă uitați în camere, asemenea gunoaie care sunt în natură. Și nu este singurul loc care l-am găsit și l-am văzut. Nu. Vorba de spiritul civic. Dacă fiecare ne-am implicat cât de puțin, am reușit să... Cum să zic? Am reușit să facem puțin acolo pentru noi ceva. Da. Altfel nu știu cum. Instituțiile de stat pe moment fac ceva, după aceea își văd de treburile lor. Au alte treburi mult mai importante. Da, și vorba... Vrei să mă bălbui? Oameni care n-au caracter, care așa au fost crescuți, așa au fost educați. Vă place, uite, așa ceva. Care europeană, noi vrem. Drumul, vă place cum arată. Anul trecut l-au făcut, ăsta l-au plombat. Spuneți-mi, păi, dar de câte ori vedeți gunoi așa pe drum, aici în zonă? Păi dacă le ia pădurare, aici pădurare, dacă mai adună. Că îi pune așa de la mediu, nu știu. Dar... Nu există, minim o dată pe săptămână. Și-i pus avertisment acolo mai jos că este supravegheată video. Păi cum e supravegheată video că nu știe nimeni cine l-a aruncat? Deci totul se aruncă foarte mult gunoi. Am greu pământul, domnule, greu, nu sunt stare. Bun, să vine gunoiul rar, domnule, în zonele astea. Vine gunoiul, vine o dată pe lună. Acum, dar ăștia sunt lucruri care... Nu știu dacă nici aia cu gunoiul, dacă l-a luat dulapuri, paturi, canapele, ce aruncă ei, nici așa nu se poate. Asta e România, asta e țara în care trăim, domnule, asta e... Pe ăștia am votat, că acum nu vine nimeni la Dogneci, au gână de verză, vadă, domnule, cum stați, care e problema, ce probleme aveți, nimeni. Înainte de alegeri, cu două luni, o lună, atunci vin toți, de la PNL-ul și de la PSD-ul, peste tot.
cum se poate stopa această... Păi numai cu amenzi din alea de să-i usture, domnule, să simtă că românul numai cu zbișu, că noi nu putem, noi nu cu vorba, noi nu putem să facem ce trebuie. Nu, noi numai cu amenzi, numai așa se poate, cred că așa nu există, nu-i conștiință, școala e baișa mară, copiii nu... Numai un pic. Ce se întâmplă? Cine aruncă, știți? Cei de la Bocșa, încă nu știm sigur cine. Noi suntem de la primărie, de la Ocna. A venit, ne-am adunat. Mai sunt cei de la Ocol. Dumneavoastră a scos aici gunoiul de aici? De la Ocol, noi mai la vale. Unde e mai spre sat. Pe toată zona aceasta vă luptați cu gunoiul. Da, așa este. Se de face cât? Periodic curățenie, dar peste o lună, două, iar apare. Și ce măsuri ați luat pentru stoparea gunoaielor aruncate aici? Păi, nu prea ai ce. S-au mai pus panouri cu zona supravegheată, s-au rupt și alea, s-au pus pe foc, nu știu ce am făcut cu ele. S-a distrus tot. S-a distrus tot, da. Mulțumesc mult. O zi bună să aveți. Numai un pic. Cei sunt cei care vin, o să dăm de la Dumnezeu, deșertează așa, plus că ne umple nouă tomberoanele. Am înțeles. Deci cel mai mult de acolo. Probabil că vin, eu știu, și alții din Bocșa Română pe drumul celălalt și să zicem că aruncă aici, dar e ceva mai... Pentru aia e puțin cam complicat. Dar spuneți-mi, nu e prima dată când se aruncă gunoaie? Ce vedeți acum e nimic față de ce a fost altă dată. Am înțeles. În ce mod ar trebui? Eu știu, instalate camere video. Video, ai singura soluție. Altă soluție nu există. Deci de fiecare dată când au fost gunoaie, au venit și au curățat și le-au aruncat la loc. Exact. Mulțumesc. Ce, doar acolo, zona aia unde erau mai multe. Da, în spate.